Programul Noua Casă continuă în anul 2024. Programul a contribuit la dezvoltarea sectorului imobiliar, precum și a pieței creditelor ipotecare. Ministerul Finanțelor a elaborat deja actul normativ pentru alocarea unui miliard de lei pentru continuitatea programului Noua Casă. Astfel, în anul 2024 se vor putea înscrie și finanțatori care nu au participat în programul din anul precedent. În 2023 au fost acordate în total 1.940 de garanții, în valoare totală de 245 de milioane de lei, cu o valoare a creditelor de aproximativ 485 de milioane de lei. Totodată, noua casă a fost accesată în mare parte de tineri cu vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani, majoritatea finanțărilor fiind solicitată pentru achiziționarea unui apartament, cu suprafața cuprinsă între 50 și 100 de metri pătrați, cu prețuri între 50.000 și 100.000 de euro. Noua casă se acordă în lei pentru achiziția unei singure locuințe, iar valoarea maximă a creditului care poate fi accesat este de 66,500 de euro pentru locuințe, ale căror preț este de maxim 70.000 de euro. Avansul solicitat fiind de 5 a doua opțiune este de 120.000 de euro pentru locuințele a căror preț este de maxim 140.000 de euro, în acest caz avansul solicitat fiind de 15%.